Mă jur că m-ai dat pe spate, restul curvelor erau la 1,5 milioane. Bine, tu da de bugerii, ne putem da seama că Abitalent era cea mai ieftină variantă. Jumătate de milion ora. Tu știi, eu jumeam unui e Abi. Headshot. Da, cum i-au zburat ochelarii, ca-n filmele cu Stan și Bran. Acum, hai să-l vedem pe lunetistul, că l-a aruncat cu atât de multă precizie. Se vede că sniperul a premeditat lovitura și a acționat cu precizie. Boss, da, ce pahar muie i-a dat. Și hai să vedem lovitura din atunci. Stop 4, capăt 1-4. Capăte de linie, boss, nu doar capătul 4. Să vedem ce zice Abi despre lunetistul care l-a... Mulțumim frumos, hai să continuăm cu următoarea melodie. Nu mai continuăm, pentru că... Și de ce? Pe scenă s-a terminat, numai când, asta e, vă pup pe restul, dar dacă n-am scat nici... Bă, nu mai vorbește prostii, pe asta nu-l amendează nimeni, l-amendează pe gheboasă. Ce să-i faci, boss, că lumea e rea, aruncă chiar și cu prezervative în tine, nu doar cu pahare, cu ce găsește la îndemână. Problema e, o fi fost folosit prezervativul înainte, hă? Iertare pentru că azi noapte într-un moment din considerente bahice. Realizând gafa pe care o făcuse cu seara înainte când fusese întrebat de către Spic pe cine ar babărdi dacă ar dispărea toate femeile de pe pământ, Bendeac spusese că l-ar fute pe Abitalent. L-aș fute pe Abitalent. Iar acum îi cerea scuze. Mi-am permis să mă exprim într-un mod absolut irreverențios, vă rog să mă iertați, față de majestatea sa, regele României, cât și față de connaționalii mei. Mă simt penibil pentru ceea ce am făcut și... Aia. Adică îi se rupe pula lui Bendeac că s-a supărat la Abitalent. Cine îi mai dă de eroare? Încearcă. Hai, ce ochelare ia? Când văzuse că se filmează, Abitalent își scosete ochelarii ca să pară boss. Da, da, să pară boss când el urma să-i cea capacea ca p***a. Dar cum face Abitalent când aude de curve? Te-ai venit la curve la ring la mine, la putere. Pune-mi și mie. Dar nu simt cap. Pune-mi mă la ochi și mie, dă-te mort. Bă, nu mai vorbi așa, frate. Pune-mi mă și mie la ochi, băga-mi și pula în familia ta. Nu mai vorbi așa, nici nebun. Ha? Ești prea nebun. De ce? Ce vorbește așa? Păi te-ai venit la curve la ringan la mine, la putere. Stai așa, boss. Abi merge la curve? Păi îmi zice că e idolul femeilor. Stai un pic, stai să te iau un pic de ureche. Ce? Asta e a ta? Da, mă, stai un pic să te iau de ureche, bă. Și că nu mai e cu ce să ieși în evidență, îți înștelezi bătăile. Ăsta e mare, regele României. O, las-o, las-o.